Neacordarea de prioritate din nou cauza unui accident rutier. De data aceasta, protagoniștii au fost un șofer în vârstă de 25 de ani și o tânără de 20 de ani. Evenimentul s-a petrecut marți seara pe trecerea de pietoni din apropierea primăriei, când conducătorul auto nu a acordat prioritate de trecere tinerei aflată în postura de pieton. Pe bulevardul CFR din municipiul Giurgiu, conducătorul unui autoturism ce se deplasa din direcția primăriei către autogara din municipiul Giurgiu, la trecerea de pieton nu a acordat prioritate de trecere unui pieton angajat în trecere prin loc marcat și semnalizat, pe care l-a accidentat. Este vorba despre o tânără de 20 de ani din municipiul Giurgiu, care a fost preluată ulterior de un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Giurgiu. În urma impactului, tânăra s-a ales cu răni ușoare și a fost transportată la Spitalul Județean Giurgiu pentru îngrijiri medicale. Șoferul a fost testat cu etilotestul, dar nu se afla sub influența băuturilor alcoolice. Acesta este acum cercetat de polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.